Donarea de sânge este benefică pentru sănătate. Înainte de donare beneficiezi de un control medical și câteva analize de sânge. După donare se fac alte analize al căror rezultat poate fi ridicat personal de donator. Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi urmăritori! Cu ajutorul Dumnezeu am ajuns în Duminica 21 după Rusalii, o duminică care are o dublă semnificație, în sensul că biserica leagă această duminică și de pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic. Uh, și o să încercăm uh, în scurta noastră emisiune să ne referim și la una și la cealaltă, în sensul că... Evanghelia zilei de duminică se referă la pilda semănătorului pe care mare majoritate a oamenilor o cunosc și, pe de altă parte, se referă la, am putea zice, ultima erezie mare apărută cumva în biserică și anume învățătura cea falsă despre faptul că icoanele ar fi idoli lucruri care au provocat multă tulburare în biserică uh, și încă, din păcate, provoacă pentru că multe dintre uh, confesiunile, așa zis, creștine, înfierează biserica și pe noi cre creștini ortodoxi, că noi în biserică avem uh, icoane și că, vezi, Doamne, lucrurile astea ar fi, cumva, idoli și că noi ne închinăm idolilor și nu ne închinăm adevăratului adevăratul Dumnezeu. Uh, Tocmai de aceea și apostolele de astăzi, că sunt două, v-am zis, vorbesc tocmai despre credință. Și despre credința cea adevărată și de mod, modul cum să ne raportăm noi la credință și la cei care încearcă să denatureze într-un fel sau altul adevărata credință. Prima pericopă din Apostol e luată din Epistola către a Sfântului Apostol Pavel la capitolul 2, versetele 16 și cealaltă e luată din uh, Epistola către Tit, cap, capitolul 3, versetele 8 la, la 15. Am să le dau citire ambelor. Deci, primul, primul apostol, știind însă că omul nu se îndreptează din faptele legii, ci numai prin credința în Hristos, Iisus, am crezut și noi în Iisus Hristos, ca să ne îndreptăm din credința în Hristos, iar nu din faptele legii căci din faptele legii nimeni nu se va îndrepta. Iar dacă, căutând să ne îndreptăm în Hristos, ne-am aflat și noi, înșine nepăcătoși, este oare Hristos slujitor al păcatului? Să nu fie! Căci dacă zidesc iarăși ceea ce am dărâmat, mă adeveresc pe mine însumi călcători de poruncă. Căci eu prin lege am murit față de lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu. M-am răstinit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine, și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu le harul lui Dumnezeu, căci dacă dreptatea vine prin lege, atunci Hristos a murit în zadar. Sigur, Sfântul Apostol Pavel, în scur, această scurtă apostol, vorbește despre îndreptarea prin credință și nu prin lege. Legea n-a îndreptat pe nimeni, m-a spus paradoxul legii, bună dar nu are în sine puterea, nu are harul de a face pe cei care încearcă să respecte legea să o împlinească în duc, să, să o... doar Hristos e cel care care uh, vindecă, Hristos e cel care ne dă nouă puterea de a împlini toată legea până la urmă și Sfântul Apostol Pavel mărturisește că el prin lege a murit față de lege, ca să trăiască lui Dumnezeu, și că s-a răsărit împreună cu Hristos, și nu mai trăiesc eu, ci Hristos este cel care trăiește în mine, adică lucruri pe care toți creștinii trebuie să l înțelegem. Prin botez ne îmbrăcăm într-un Hristos, Hristos este cel care se recapitulează în fiecare dintre noi, El trăiește în noi, El e cel care ne eliberează de, de, de lege, în faptul că a murit și a înviat, a murit lege și a înviat în, cu putere. Și de la același lucru beneficiem cu toți, trebuie să înțelegem cu toți același lucru. Și am să dau uh, citire și celui de-al doilea apostol, cum a spus din epistola către Tit, la capitolul 3, versetul 8 mai departe. Vrednic de crezare este cuvântul și voi să adeverez această aceasta cu tărie. Pentru că ca cei care au crezut în Dumnezeu să aibă grijă, să fie în frunte la fapte bune căci aceasta, acestea sunt cele bune și de folos oamenilor. Iar de întrebările nebunești, de genealogii, de certuri și de sfădirile pentru lege, ferește-te, căci sunt nefolositoare și deșarte. De omul eretic, după întâi așa a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a bătut și păcătuiește fiind de sine însuși osândit. Când voi trimite pe Artemaz la tine sau pe Tihic, sârguiește-te să vii la mine la Nicopole, căci acolo m-am hotărât să iernez. Pe Zenas, cunoscător de lege și pe Apolos, trimite-i mai înainte cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească, să învețe și ai noștri să fie în frunte la faptele bune și când trebuința cere să nu fie fără de roadă. Te îmbrățișează toți cei care sunt cu mine, îmbrățișează pe cei care ne iubesc într-o credință, harul fie cu voi, cu toți, amin. Sigur, e un încheiere aici, sunt niște lucruri clare, dar poate important e asta ce ne spune Sfântul Apostol Pavel. Adică, după ce ai venit la credință, și ai înțeles credința, atunci lucrul ăsta trebuie să se concretizeze clar în faptele cele bune. Și prin asta se și vede, până la urmă, credința cuiva, câtă disponibilitate are în aceste fapte bune. Cât de, cât de, mult se va străduit să fie de frunte în aceste uh, fapte bune, căci aceste lucruri bune să le fie de folos tuturor oamenilor, bisericii, tuturor oamenilor în general. Iar de alte lucruri, întrebări nebunești, spune Sfântul Apostol Pavel, de genealogii, de certuri, de sfădirile pentru lege, pentru lucruri de astea dezminteală, care țin de hai să ne apucăm numai să ne cercetăm să ne cităm unul pe altul pe anumite probleme. și ferește-te! că și sunt nefolositoare și că sunt deșarte. De omul eretic, de deci omul care învață greșit, de omul care merge după filozofii, nu după cunoștința reală, adevărată. De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, deci nu e o, nu e o lepădare Adică omul eretic sau mai ales dacă face parte din biserică și învață cu totul altceva, el trebuie mustrat și trebuie cumva readus, pus la punct de către cei care au această datorie, apostolii, episcopii, sigur preoții, că trebuie spus, mai frate, ceea ce tu înveți nu e conform cu învățătura bisericii, iar învățătura bisericii nu e una care e filozofie, ci e o exp... toată învățătura bisericii e a care e revelată, e descoperită de către Dumnezeu și revelată și trăită de către Sfinții Apostoli și... Transmisă bisericii. Și dacă le explici, le, le spui toate lucrurile astea și odată mustrat, doar mustrat și el tot nu se îndreaptă, și cu mândrie insistă mai departe în rătăcirea lui, când că el are dreptate și încercând să atragă și pe alții la credința lui, spune Sfântul Apostol Pavel depărtează-te de unul ca acesta. Sigur, biserica, dacă au văzut că nu are cu cine, ia atitudine și spune, băgați de seamă că respectivul nu învață și învață biserica. Asta fac, până la urmă, sinoadele ecumenice. Adică acolo se adună biserica, se adună episcopii, cei care sunt, au datoria și sau de la Dumnezeu datoria și în darul acesta de a menține credința curată și după ce în acord împreună unii cu alții, văzând că cei care învățau altceva nu se cumințeau și nu veneau la ascultare față de biserică și insistau în mândria minții lor, se delimitau, spuneau, ia are dacă învață așa, e în treaba lui, Macedonia e treaba lui, noi nu, 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 învățăm așa și atunci dacă nu-l ascultă de noi, nu cu noi, nu, nu, învață ce trebuie. la fel se întâmplă și cu această ultimă erezie despre care vorbește duminica de astăzi, cultul acesta iconoclast, adică lupta împotriva Sfintelor Icoane. Pentru că ea vine ca o prelungire a celor care negau realitatea întrupării cuvântului a lui Hristos. Pentru că dacă Hristos s-a făcut om asemenea nou într totul, el a dobândit chip, înfățișare omenească. Sigur, dacă până, până, la Hristos, clar, nu puteai să reprezinti nici cum pe Dumnezeu și poruncile, porunca dumnezească e clară, să nu faci chip ce în niciun fel. Da, au fost valabile, dar în momentul în care însuși Dumnezeu, cuvântul, ia trup omenesc și devine om asemenea nou, el capătă chip, capătă fățișare. El vine om ca și noi, poate fi reprezentat în toate felurile și întotdeauna când prezentăm persoana chipului Hristos, noi știm că în spate este realitatea în Dumnezeirii sale. Și atunci în biserică tot timpul, că dacă merge cineva la Roma și coboară în catacombele Romei, acolo unde primii creștini au dat la lei și așa mai departe, o să vadă că acolo sunt o mulțime de canale, o mulțime de galerii unde sunt martirii, unde sunt moaște de martiri omorâți pentru credință și acolo văd primele icoane, pe mormintele lor sunt pictate, icoanele sunt pictați ei, așa cum pictăm noi. Vedem lucrul astea în toată tradiția bisericii noastre. Deci niciodată biserica cea adevărată nu a fost lipsită de, de icoană. Uh, pentru că încă o dată zic că uh, noi nu cinstim în icoană, cum spunea Sfântul Ioan Damaschin, uh, nici sticla, nici vopseaua, nici pânza, nici nimic din ce acolo. Nu ne închinăm lor, Și ne închinăm chipului, ne închinăm Sfântului care ne bucurăm că avem și o înfățișare a lui și ea e făcută după o rânduială, după o irminie, nu faci la voia întâmplării, după niște canoane foarte stricte pe care biserica le are și le respectă. În Înduc de rugăciune și astfel icoana devine o fereastră spre cele nevăzute. Noi ne bucurăm foarte mult și oferim fereastră spre cele nevăzute prin icoană și pătrunde lumina de dincolo a Harului Dumnezeu și icoanele sunt imediat recunoscute cele care sunt canonice pentru că au duc de rugăciune, te îndeamnă la rugăciune. Biserica ține enorm de mult la icoană, la tot ce înseamnă arhitectura noastră bisericească, la toate lucruri, la cântarea noastră, la slujba, la cul, la toate lucrurile astea, pentru că ele încă o dată zic, vin și privesc că sfințirea omului la modul integral, cu toate simțurile, cu toate, o transpunere a, o atingere, dacă vreți, a realității transcendente cu realitatea noastră și noi ni dragi icoanele și le cinstim ca atare. Nu confundăm nici o clip ce înseamnă adorare și cinstire, adică adorăm doar pe Dumnezeu, cinstim icoanele pentru că acolo sunt chipurile sfinților, nu cădem cumva în idolatrie. Dar nici nu putem nega realitatea întrupării cuvântului și faptul că el a luat trupul omenești și printre între noi. Deci asta spune Sfântul Apostol Pavel, ce <coughs> clar, Domnul omul eretic, după întâia și a doua mustrare, te n-ai ce să mai te depărtezi, știind că unul ca acesta s-a bătut și păcătuiește. Fiind de sine însuși sândit. Adică el însuși se osândește pentru, pentru păcatul său. Și acum am să citesc că, uh, uh, Evanghelia zilei din Luca, capitolul 8, versetele 5 la 15. Ieșit asemănătorul să semene sămânța sa. Și semânând el, una a căzut lângă drum și a fost călcată cu picioarele și păsările cerului au mâncat-o. Și alta a căzut pe piatră și răsărin s-au uscat pentru că nu avea o mezeală. Și alta a căzut între spini și spinii crescând cu ea au năbușit-o. Și alta a căzut pe Pământul cel bun și crescând a făcut rod în sutit. Așa să zicând striga, cine are urechi de auzit să audă? Și ucenicii lui îl întrebau, ce înseamnă pilda aceasta? Și el a zis, vouă voi să dați să cunoașteți tainele împărății Dumnezeu. Iar celorlalți în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă sămânță este cuvântul lui Dumnezeu. Iar cea de lângă drum este cea care, cei care aud Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva crezând să se mântuiască. Iar cea de pe piatră sunt aceia care, auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceștia nu au rădăcină. Ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzut între spini sunt cei care aud cuvântul, dar umblând cu grijă, cu grijile și cu bogăția și cu plăcerile vieții, se năbușe și nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei care cu inimă curată și bună aud cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. Aceasta este pildă, sigur, e cunoscută de toată lumea. E și o pildă tâlcuită de însuși Mântuitorul. Nici deci nu are rost să insistăm, pentru că însuși Hristos o tălcuiește atât de frumos. El vorbea de multe ori și le vorbea în pilde. În afară de pilde, nu le vorbea decât direct le vorbea ucenicilor. Dar restul, față de mulțimi, s-a -a, a, a, adresat în pilde. De ce? Și le spune de ce le vorbește în pildă. Le spune ucenicilor, Vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției Lui Dumnezeu. Iar celorlalți sunt pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Și aici sigur că sunt multe lucruri de... Multe lucruri la care ne poate duce mintea. Hristos vorbește în pilde pentru ca unii văzând să nu vadă și -au zis să nu înțeleagă. Pentru că a putea desluși o pildă ține de ceea ce există în interioritatea ta. În bagajul tău de cunoștințe, în puterea ta de, de pătrundere, în faptul de a fi, avea disponibilitatea de a uh, sta cu mintea în, în, înțelesul pildei, de a te strădui în înțelegerea pildei, dacă am putea zice așa. Și mai este și altceva, până la urmă. Este și faptul că vedem de multe ori în Scriptură cuvântul acesta, că atunci Dumnezeu le a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. De mai multe ori vedem că însuși Dumnezeu cel care deschide mintea pentru a înțelege Scripturile. Sau Dumnezeu cel care luminează mintea pentru a pătrunde înțelesurile. Și atunci Dumnezeu, care e tot știutor și cunoscătorul inimii tuturor, le vorbește tuturor în pilde, dar totuși dacă unii n-au disponibilitatea și nu vor să înțeleagă, trec pe lângă aceste pilde și deși uh, sămânța e acolo și plină de ros și de, poate să producă în sufletul lor toată schimbarea aceasta, ei trec exact cum pică sămânța uh, respectivă pe drum și călcată în picioare și vin păsările cerului și o, o mănâncă. Dar apostolilor le se da să, să priceapă tainele împărăției lui Dumnezeu și pentru asta Hristos le deschide mintea și le și spune, lor le vorbește nu numai în pilde, lor le trăcuiește pildele, îi lămurește, îi învață despre tainele acestea. De aceea ei au alt acces, pentru că Dumnezeu căutând la inima lor e ales. Asta face Dumnezeu. El alege. Nu poți să silești libertatea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu, căutând la omul ales, pe cei 12 apostoli, pescari, oameni simpli sau cum i ales, El i-a ales după a sa bunătatea, a sa știință. Și El se descoperă acestora și învață pe aceștia. Și mai ales dacă vedem și cum ei, după, sigur, păgurârea după Duhului Sfânt, după ce s-au îmbrăcat cu putere de sus, dacă Duhul Sfânt vine la cinzecime asupra lor în chip de limb de foc, ei dintr-o dată capătă un alt statut. Cei care se temeau, de exemplu, de frica iudeilor, capătă multă îndrăzneală. Toată lumea se uimește. Ei înțeleg într o dată tot cuvântul pe care Hristos l-a spus referitor la ei și capătă acea putere a Duhului și Duhovnicească ca să facă minuni și mai mari decât acestea veți putea face, spune Mântuitorul, decât o făcut el câtă vreme a fost în viață. Ei, toate lucrurile astea, noi le, le înțelegem. De ce punem Evanghelia asta cumva legată și de cultul acesta al uh, icoanelor? Pentru că sunt mulți oameni care, ia se uită la icoane și nu înțeleg. <laughs> nu că nu înțeleg icoana. Și nu se străduiesc să înțeleagă icoana. Dar de multe ori o înțeleg în mod cu totul greșit. Se veze în icoană, în icoana ortodoxă, să vezi, de exemplu, un idol. Exact ce se întâmplă aici. Vorbește în pilde, unii văd și nu înțeleg, aud și nu înțeleg. Evanghelia investită peste tot, aud cântarea bisericească, aud toate lucrurile astea și mulți, aud și nu înțeleg. Efectiv, mi se par, trec lucrurile pe lângă ei și nu că n-ar putea, că toți avem, toți pe toți ne cu minte, cu înțelegere, cu... putem studia, putem avea un bagaj de cunoștințe, putem face atâtea lucruri. Și totuși, ori fi nu văd. Auzind, sunt surzi. Uh, oricât de mult ai vorbit, sau oricât de mult ai arătat, nu înțeleg. Sau înțeleg cu totul greșit. Și asta, încă o dată, zic că nu pentru că Dumnezeu e cel care cumva le ascunde, dar încă o dată așezarea ta lăuntrică, așezarea ta interioară, uh, modul cum ți-ai așezat uh, într-o ordine axiologică, valorile, modul cum trăiești până la urmă. Uh, tot patimile, toate lucrurile astea aduc uh, o denaturare a noastră încât vedem și nu înțelegem. Suntem puși în fața faptului minunat și noi nu-l pricepem. Seama că uh, de multe ori patimile astea atât de mult ne, ne schimbă percepțiile și încât uh, se vede în viața de zi cu zi. Atât de mult ne schimbă patimile, percepțiile, încât uh, strâmbăm adevărul. Și oricât de mult s-ar strădui cineva să ne-l arate sau să ne, pună, ne, să ne demonstreze că ceea ce facem nu e greșit, și chiar dacă am fi bătuți la un moment dat, facem în așa fel încât uh, lucrurile vine și iar îl strâmbăm, sau strâmbăm altfel sau ne legăm de cel care ne arată, de persoana respectivă, sau găsim de tot felul de chichițe numai să nu părăsim păcatul în care ne complacem. La fel se întâmplă încă o dată zi și cu acest cult al icoanelor. Cât de frumoasă e icoana uh, ortodoxă. Câtă teologie găsim în uh, icoanele noastre? Cât de mult au iubit, de exemplu, strămoșii noștri, icoanele? Dacă în Ardeal uh, bisericile de, de piatră erau bombardate cu tunul și erau nevoiți să-și facă biserici portabile, din bârne de lemn, ca să le poată duce într-o parte într-altă, dacă uh, nu puteau să le picteze cum trebuie, au inventat efectiv icoanele pe glajă sau pe sticlă, cum spuneam noi. Și ea dintr-o dată desenau ei, pe, ce, pe orice petec de sticlă făceau câte o icoană, numai ca să fie acolo, să fie o binecuvântare, să fie lumina, parcă, parcă asoarele care intra acolo să fie binecuvântată de icoană. Și asta arată, încă o, dată, o mare dragoste și o mare înțeles, o mare frumusețe. Sau, toate lucrurile astea, pentru cei care le înțeleg, sunt de o valoare dumnezească. Pentru cei care nu le înțeleg, devine idol. Și atunci, vă dați seama, omul eretic, când auzi, de exemplu, pe unii că despre, vorbesc despre, uh, uh, despre Hristos, despre întruparea lui Hristos, și ei nu au atâta putere de a distinge ce înseamnă porunca să nu-ți faci chip și ce înseamnă icoana noastră ortodoxă, pe vă dați seama că omul ăla chiar nu are niciun, nicio înțelegere de fapt ce înseamnă taina mântuirii și ce înseamnă de fapt Hristos și ce înseamnă... Când aceasta constă viața veșnică, spune Mântuitorul. Să te cunoască pe tine însuși pe fiul tău pe care tu însuți l-ai trimis. Asta stă viața veșnică, că tu nu înțelegi lucrurile astea. Cum să mă raportez eu la tine? Cum să mă unesc cu tine? Cum poți să fii tu un reper moral? Sau cum să îmi luminezi tu mie viața într-un fel sau altul? Și mai, mai, mult decât atâta. Pentru că noi vedem ce spune Sfântul Apostol Pavel. De omul eretic te îndepărtezi. Deci în momentul în care omul devine eretic și nu se supune revelației bisericii, l de o parte. Dacă tu vrei să-mi vrei să dai deoparte biserica și să te afiliezi cu cineva din afara bisericii, e absolut problema ta. Dar biserica e una, ea continuă, are criterii foarte clare. Și acolo se află Duhul până la urmă. Ei, lucrurile astea trebuie spuse. Și asta se întâmplă, de exemplu, și la toate sinodele acestea. Și la sinodul șaptei ecumenic. În toată pentru de -auna noi avem cultul acesta al icoanelor. Dar numai icoanele, că vedeți acum, ne, suntem în, într-o uh, lună în care avem atâtea pelerinaje la Sfinte Moaște, cu viața Paraschivas pentru Dumitru uh, și aici, la fel. Lumea care cum nu înțeleg. Nu înțeleg că, de fapt, Hristos, prin asumarea firii noastre comune, o vindecă pe aceasta tocmai de moarte, de pătimire, de stricăciune și că asta o vedem toți vor învia. Dar ia că te putem vedea chiar că și faptul că firea noastră e, stric, e, e, e tămăduită, e vindecată de stricăciunea aceasta, că sunt sfinți, care nu se mai supun legilor acestea a stricăciunii. Dumnezeu continuă ca să le păstreze trupurile întregi și numai întregi, că fiind atât de unite de Harul Dumnezeu, ele izvorăsc. Tot așa Harul Dumnezeu lucrează, Dumnezeu prin trupurile lor, care atât de mult s-au sfințit printr-o viață Curată, ascetică, de nevoință, încât uh, deja, deja ei trăiesc ceea ce cu toți vom trăi în viața acea veșnică. Și noi lucrul astea le spunem și le simt de teologia noastră, țin de credința noastră până la urmă. Nu suntem noi uh, fără minte când spunem asemenea lucruri. Și asta trădează o înțelegere mult mai profundă decât uh, văd cei care le văd la suprafață. Și oricine dintre cei care le înțeleg ca atare și se folosesc de ele, dobândesc uh, ajutor. De ce credeți că încă de atâta, din vechime, așa de mare preț aveau uh, moaștele? Și, uh, încât uh, era poate cea mai importantă pradă pe care putea să o facă cineva de război ca să ia moaștele. Știau cât, cât, cât de mulți bani erau dispuse de acei care erau lipsiți de moaștele cuiva numai ca să le rămânească înapoi. De ce ar face cineva un asemenea lucru, nefiind impus? Și până la urmă și așa, și cum a ajuns și cu viața Paraschiva. Știți bine, dacă citiți viața, să vedeți cum a ajuns la Iași, cât o plătit domnitorul Vasile Lupu pentru... Noi spunem că o plătit datoriile către, către Patriarhia Ecumenică. Da, le a plătit, dar pe la urmă o plătit după aceea o sumă aproape la fel, dacă nu chiar mai mare, nu știu exact, numai ca să poată să aducă moaștele, pentru că turcii nu te lăsau să umbli cu cortegiul final nu putea să facă un anumit drum. Decât dacă plăteai, făceai mai mult decât dacă puteai plăti. Și o de bani în faptul că au fost aduse uh, moaștele la noi, uh, la Iași. Și uitați-vă toată istoria, cât de mult contează lucrul acesta. Pentru că pentru noi creștini ortodoxi, cei care înțelegem ce face Hristos cu firea sa noastră și mântuirea, ce înseamnă mântuirea, și icoana, și moaștele, și Sfânta Cruce, sunt lucruri extrem, extrem de valoroase și de importante. Pentru că ne definez, până la urmă, adevărata noastră credință. Că ce legătură ar putea spune cineva? Ce legătură este între Asta și Hristos? Absolut legătură. Pentru că afirmă încă o dată realitatea cât se poate de concretă a, 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 a întrupării sale. A întrupării cuvântului în, între noi. A, nu insistăm. Sigur că sunt multe lucruri de vorbit aici. A, încă o dată zic, pilda e de către însuși Hristos și devine un model de tâlcuire, pentru că ne vorbește în pilde. Biserica are toate tâlcuirile la tot, tot ceea ce toate celelalte pilde, Sfinții Părinți pe toate le-au tâlcuit, le-au deslegat, sunt tot felul de niveluri de înțelegere duhovnicească a fiecare dintre pildele acestea. Cine vrea ca să intre mai profund, sigur că poate să facă cercetând scrierile Sfinților Părinți. Încheiem și emisiunea din duminica de astăzi, tot așa printr-o apoftegmă din Pateric, la Voia Întâmplării, am deschis la capitolul 5. Pentru multe feluri de patim și război curvii curviei ce se ridică asupra robilor lui Dumnezeu. Și am să citesc cuvântul 1, dacă așa am deschis, cuvântul 1. La un frate oarecare s-a ridicat dracul curviei cu mare și iute război asupra lui. Atât de mult încât ardea ca focul în fierbântarea necuvioasă în trupul lui. Iar el se întărea și se împotrivea atât de tare încât nici gândul său nu-l lăsa să se abată spre acea necurăție. Și așa, în multe vreme, luptându-se și împotrivindu-se acelui război diavolesc, cu darul lui Dumnezeu a și a fugit la dânsul acel război, neputând nimic să-i facă lui împotriva răbdării lui. Și în data a simțit strălucirea de lumină sufletească într inima lui. Fericiți i curați cu inima ca cea vor vedea pe Dumnezeu. Ia câtă. Fericiți i cu inima. Tocmai la lucrul se referă. O curăție a inimii. O curățire care, din partea aceasta, a patimilor care se stârneze către trup, Sigur, noi avem în noi lucrurile astea pus de către Bunul Dumnezeu ca lumea să meargă mai departe. Uh, totuși, ele au fost tot timpul într-o anumită rânduială. Nu mai vorbim despre taina anunții, care e cu totul altceva. Dar aici e vorba despre un călugăr, la care se ridică războiul acesta pe care îl aduce nu, nu, atât trupul, cât dracul curviei. Și chiar așa spune, s-a ridicat dracul curviei, cu mare și iute război asupra lui. Atât de mult încât ardea ca focul, o ferbântare necuvioasă în trupul lui. Uh, pentru că imaginele, gândul, preocuparea sa, minții, astea stârnesc până la urmă, știți foarte bine, stârnesc, stârnesc trupul spre această plecare. Deci avea o mare, mare război. Dar el nu vrea să cedeze acestui război. Se întărea, se lupta împotriva atât de tare, încât nici gândul său nu lăsa să se abată spre acele necurăție. Adică își muta atenția de pe gândurile respective la rugăciune, să ruga, făcea post, făcea nevoință, făcea asceză. Și după multă vreme, luptându-se și împotrivindu-se acelui război diavolesc, cu darul lui Dumnezeu a biruit și a fugit de la dânsul, adică războiul a încetat, neputând nimic să-i facă împotriva răbdării lui. Și atunci, în dată, a simțit strălucire de lumină sufletească într-o inima lui. Adică fericit și curat cu inima că aceea vor vedea pe Dumnezeu. Acea strălucire de lumină sufletească pe care a simțit-o, tocmai roada acestei curăție acestei, noi vorbim de, de virtutea fecioriei, a curăției, a castității, um, care ține de, de, de interioritatea asta și, sigur, și, trup, și sufletească și trupească până la urmă. Fericiți și acei curați cu inima că acelor le făgădește Dumnezeu cum vor vedea pe Dumnezeu. Și așa se și întâmplă. Nu poți să ajungi la uh, această vedere dacă nu păstrezi virtutea curăției cum a spus de, de, multe ori, păcatele, toate păcatele sunt afară de trup, păcatul acesta al desfrâului sau păcatele legate de trup, sunt în trupurile noastre și provoacă căderi din Harul lui Dumnezeu. Așa că pare ciudat astăzi să mai vorbim despre castitate, despre feciorie, despre lupta aceasta cu trupul, mai ales că lumea cumva o decăzut, în sensul că nu mai vorbește nici despre lucrurile astea. Să spui astăzi ca să spui astăzi tinerilor că să-și păstreze, păstreze casitatea până la căsătorie, îți râd în față. Și mai vorbim astăzi când marea majoritate cei care vin la, la, biserică să cunune, vin deodată cu botezul, știi, noi facem cununii și botezi două într-una. Uh, facem deodată și facem cununia, după facem botezul sau așa mai departe. Deci sunt niște vremuri în care greu mai înțeleg și atunci sigur că N-ai cum să mai vezi pe Dumnezeu, n-ai cum să mai simți lumina aceea. Și trecem de multe ori pentru patimile să și pe lângă icoane și nu le înțelegem. Sau auzim cântare bisericească și nu mai înțelegem. Vedem bisericile și nu ne mai se face poftă să le mai cercetăm. Pentru că, a văzut acolo, au ochi și nu văd, că le și că sunt pilde, au urechi și nu aud. Ca nu cumva crezând să se mântuiască. Dar oare Dumnezeu vrea lucrurile să sau noi ne-am făcut în așa fel încât să Dumnezeu știu că vrea ca tot omul să mântuiască și acum să doriți să vină. Dar dacă noi nu înțelegem lucrurile, asta înseamnă că pe noi ne țin anumite patimi, anumite legături, anumite probleme pe care le avem noi personale, dar ne țin de a avea această înțelegere și că de fapt problema nu e la Dumnezeu ci e la noi, la fiecare în parte. Să dea Dumnezeu să ne vedem la noi emisiune. Doamne ajută. Donarea de sânge este benefică pentru sănătate. Înainte de donare beneficiezi de un control medical și câteva analize de sânge. După donare se fac alte analize al căror rezultat poate fi ridicat personal de donator.